Șefii din prefectura Buzău s-au pripit. Cristi Bugiu este în continuare de facto președintele Consiliului Județean Buzău, deși se află de duminică seară în arest preventiv pentru 30 de zile. Prefectura Buzău nu a primit încă de la instanță înscrisul oficial al arestului preventiv și nu poate emite decizia suspendării din funcție. Urmează ca instituția prefectului să primească de la instanța de judecată hotărârea prin care s-a dispus arestarea preventivă a fostului președinte a Consiliului Județean Buzău. După primirea acestei sentințe, în termen de 24 de ore, se va emite ordinul prefectului privind suspendarea de drept din funcția de președinte a Consiliului Județean pe toată perioada păstrării măsurii arestării preventive. Abia după ce Bugiu va fi suspendat din funcție, consilierii județeni se vor putea întruni în ședință pentru a alege un președinte interimar dintre cei doi vicepreședinți, Emanuel Neagu și Cristi Romanescu. Se va comunica acest ordin către Consiliul Județean, care urmează în ședință, conform articolului 107 din legea 215, să hotărască prin vot secret cine va prelua prerogative de președinte a Consiliului Județean pe toată perioada de suspendare acestuia din funcție. Bugiu a contestat decizia arestului preventiv, iar o decizie a judecătorilor va fi dată zilele viitoare. Din acel moment, consilierii județeni vor avea undă verde pentru numirea unui nou președinte al Consiliului Județean Buzău.